10 persoane au murit după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit într-un hangar din nordul Texasului în Statele Unite. Incidentul a avut loc la un aeroport din Addison, un oraș situat în apropiere de Dallas. Toți cei aflați la bordul avionului, care urma să zboare spre Florida, au murit. Aparatul de zbor a ajuns la doar 60 de metri altitudine când a pierdut brusc putere, s-a înclinat într-o parte și a căzut. Totul a durat câteva secunde. Potrivit informațiilor, nimeni nu era în interiorul hangarului la acel moment, dar aeronava a fost distrusă în totalitate. Autoritățile din Texas au deschis o anchetă pe acest caz.